Bănața, mămici, se uită graviduțe, se uită oameni care fac planuri să aibă copii. Noi suntem aici să vă informăm. Pe buzele tuturor, ca de obicei, în primăvară stau grădinițele, poate mai mult decât școlile. Dan Predicăr este în lumea grădinițelor, este pasionat de educație și investitor. Am hotărât să-l tragem un pic la răspundere, să vedem care e cheia cu vârsta de mers la grădiniță. Pentru că există la privat, sigur, și un interes comercial, mai nou și la stat, își doresc să primească copii de vreme ca să se umple locurile. Dar care e adevărul? Bună dimineața! Bună dimineața! Când să mă gândesc că la mic ar trebui să ajungă în comunitatea anumită grădiniță, care la început, să fim sinceri, e mai mult o comunitate. Corect. Nu e ca o școală. 2 ani, 3 ani, 1 an jumate am auzit. Alții îl țin până la 4 acasă. Până la 4 exclus. Noi recomandăm 1 an jumate și nu urmărim neapărat partea financiară, pentru că o urmărești și pe aia, e normal. Dar ce am observat noi, copiii care încep la 1 an și jumătate devin mult mai repede autonomi, încep să învețe cum să se descurce singuri. Și cred că la asta ar trebui să ne gândim atunci când luăm decizia să-i ducem în colectivitate. Trebuie să ne gândim că el va intra într-un grup de copii, nu ca într-un parc unde se întâlnește în fiecare zi cu 2-3 copii, cu mămica lângă, cu bona lângă, intervin. Fără reguli. Și fără reguli de multe ori. Deci în grădiniță o să fie înconjurat de 10-15 copii, unde trebuie să învețe să se descurce. Și nu vorbim de junglă aici, pentru că asta este una din temerile părinților. Da. De o să se ducă acolo și o să fie bătut de alți copii. Nu, nu se va întâmpla lucrul ăsta. Bineînțeles că vor fi anumite incidente, dar el învață din lucrurile astea și trebuie să lăsăm să se descurce. Educatorii intervin și asta o fac majoritatea educatorilor, nu ține neapărat de o anumită grădiniță. Știu cum să intervină, intervin la timp, aplanează conflictul și învață cum să stingă ei singuri un conflict ca la 5-6 ani când ajung să reușească să o facă. Întrebări de părinte. Da. Am probleme cu scutecele, fiind 1 an jumate, corect. S-ar putea până la 2-3 să tot fie normal. Există cineva care să facă treaba asta? Cu siguranță nu e educatoarea. Da. Aici sunt 2 categorii de grădinițe. Sunt grădinițele sau creșele, încă la 1 an jumate vorbim de creșe, unde au personal pentru așa ceva și de regulă ar fi indicat ar fi să găsiți o grădiniță sau creșe unde există îngrijitoare alocată grupei respective ca să poată să facă lucrul acesta. Altfel o să rămână o perioadă destul de lungă neschimbat. Sau sunt creșe care impun să aduci copilul abia în momentul în care nu mai are pampers. Deci depinde foarte mult de grădiniță. Dar dacă ați găsit grădinii creșa în care acceptă copilul cu pampers, asigurați-vă că există îngrijitoare alocată grupei. Pe grupă, ca să fim eficienți. Exact. Știu din, de pe grupuri, bineînțeles, că eu sunt pe grupuri, nu soția, că de foarte multe ori copilul scapă de scutec mai repede așa, da, decât acasă cu rugăminți, cu, eu știu ce, drill-uri luate de pe internet. E așa. Puterea exemplului? E puterea exemplului. Aici, iarăși, depinde foarte mult și de educatoare, pentru că dacă o să ai o educatoare care forțează copilul să scape de pampers, nu o să aibă rezultatul dorit. Trebuie să fie o colaborare între grădiniță și părinți și ce facem la grădiniță să facă și părinții acasă și da, va scăpa destul de repede, nu știu, în câteva luni scapă de pampers. De regulă încep lucrul ăsta în perioada caldă. Niciodată în timpul iernii. Dar e mai ușor la grădiniță. Bun. Da. Întrebări de părinte în continuare. Cu câte ore începem? Că nu poți să-l duci 8 ore pe zi. Da, ideal ar fi jumătate de program. Noi recomandăm părinților ca până la 3 ani să aleagă programul scurt, cel până la prânz, după masa de prânz să fie luat acasă. Uh-huh. Și asta pentru că în prima parte a zilei el este concentrat în activități, e dornic să participe în activități, să interacționeze cu ceilalți copii. În a doua parte a zilei, când se instalează oboseala, își dorește să fie în confort, în confort și în sânul familiei, să fie lângă părinți. Dacă nu aveți posibilitatea să stați cu el și nu aveți nici bona pe care ar trebui să o aveți, să aibă grijă așa cum trebuie de copil, alegeți atunci programul lung, pentru că se vor descurca cei de la creșă.
Mulțumim tare mult, am notat câteva lucruri importante. Nici nu știu cum să zic, e marea bucurie a instituției, vorbesc de o grădiniță din București, sau dezamăgirea părinților? Mi-a zis o mămică așa, bă, noi ne-am acomodat greu. Zice, dar după vreo 8-9 luni de zile a zis fiica mea, eu aș vrea să merg și azi la grădiniță. Păi azi e duminică, stai cu mami și cu tata. Aș vrea la grădiniță. Nu știu cum să cântăresc treaba asta. Mami și tati ți-au pregătit un program, dar eu aș vrea totuși la grădiniță. Să se deschidă și duminica. Mulțumim tare mult, Dan Predigăr. Să ne vedem cu